În sala de resurse pentru tineret a Consiliului Raional Florești s-a desfășurat a doua etapă a cele de-a 20-a ediție a concursului La izvoarele înțelepciunii. Ediția din anul curent a fost consacrată scriitorului Grigore Vieru. Acest concurs în fiecare an este dedicat diferitor scriitori. În afară de cele trei probe, una în scris și două orale, elevii au mai recitat poezii ale marelui poet și fredonat cântece. După cele două etape ale concursului, din cei 30 de elevi ai claselor a 7-a, a 8-a și a 9-a prezenți, au fost aleși doar 10 care au mers în finală. Cele două etape cred că au fost destul de normale, n-au fost nici grele, nici ușoare, dar mă rog, pe măsura fiecăruia. Și, de pildă, mie mi-a plăcut că am participat la acest concurs și mai ales aș dori să-i mulțumesc doamnei bibliotecară, doamna Georgeta, pentru că m-a îndrumat și cu ajutorul ei am ajuns aici. Eu cred că cele două etape sunt mai ușor, mai greu, pentru sunt mai ușoare deoarece cei care învață depun stăruința, încearcă, depun eforturi, într-adevăr, să poată câștiga, să ajungă la un nivel, la un rang mai înalt. Dar pentru mine... Cum crezi, de ce n-ai trecut? Eu cred că emoțiile m-au dat de gol. Cei mai buni dintre cei buni care s-au plasat pe primele trei locuri au fost elevii din Domulgeni, Cașunca, orașul Mărculești, de la liceul Miron Costin și Mihai Eminescu din orașul Florești. Iar pe locul cel mai de frunte s-a plasat eleva liceului Ion Creangă din Florești. Așteptat ca să mergi la Chișinău, locul 1. Păi nu, am știut că am cunoștințe, dar nu în așa măsură, dar se vede că întrebările au fost de rangul meu. Cum ți-a părut etapele concursului? Pe unde grele, pe unde destul de ușoare. Mi-a plăcut în special că între etape nu era atât de trist, mult mai vesel, poezii, cântice, glume. Prin aportul comun al juriului, concursul are ca scop evidențierea celor mai talentați copii care vor reprezenta raionul la Chișinău. Elevii noștri particip cu cea mai mare plăcere la aceste concursuri. Dacă e să încerc să fac o comparație anilor precedenți și anul acesta, eu aș zice că elevii din an în an vin tot mai pregătiți și mai bine pregătiți. An de an, așa se primește, nu știu, dar ele sunt tot timpul foarte pregătite, ceea ce ne arată rezultatele în fiecare an. Chiar e foarte binevenit. Dacă în ceilalți ani participau elevii din clasele liceale, a 10-a, 12-a, chiar au fost vreo 3 ani la rând, au participat numai clasele liceale, atunci în acest an au participat elevii claselor a 7-a, 9-a și ei sunt mai entuziasmați. Finaliștii care au ocupat locul 1 și 2 vor participa la etapa republicană, care se va desfășura în Chișinău pe la mijlocul lunii mai a anului curent.